Incidentul a avut loc săptămâna trecută. Una dintre victime participa la o petrecere organizată de colegii ei, la care a apărut și agresorul, deși, în mod normal, nu trebuia să fie lăsat de pasnici să intre acolo. Pe fundul consumului de alcool, bărbatul a început să o bruscheze pe una dintre fete. În momentul acela, cea de-a doua fată a încercat să aplaneze conflictul și să-l alunge pe bărbat, dar totul a degenerat într-o scenă violentă. A venit mală, băiatul ăsta asistatul, și a început să râde pe seama noastră, să aruncă cu bidoanele pe acolo, să dezbracă colega mea care era cu noi, de-am invitat-o noi, să tragă hainele după ea și a tras și a mamelat-o acolo, de față cu noi. După ce s-a solicitat intervenția unui echipaj de poliție, agenții din Ticveni au încercat să medieze conflictul. Fetele internate în centru spun că s-a încercat mușamalizarea cazului și că nu este prima oară când se încearcă un astfel de demers în instituție și că fata nu a putut să depună inițial plângere pentru că oamenii legii insistau pentru împăcarea celor doi, nici de cum pentru constatarea și sancționarea faptei. Paznicul era în poartă, Nicu Rusu a fost. Și Nicu Rusu? Da. Era la ora de... Hai să vă spun, da. Nicu Rusu... Dar ai mers tu la paznic dormea, și... Pe unde să mai... Hai să vă spun, unde să mă duc eu când eu eram amețită și eram în baie înghesuită de el? Și aia nu era palme, era pumn. Și a zis că mă bate de față cu dumneavoastră și când v-am spus... Și te-am spus, nu se vor întâmpla. Stați puțin, că tot dumneavoastră i-ați dat voi la asistați. Directoarea centrului se apără și spune că agresorul a fost doar avertizat că va fi dat afară din centru dacă se repetă astfel de incidente și că acum urmează un program de consiliere. I-am dat avertisment beneficiarului Mală, l-am băgat în programul de consiliere. Are angajamentul că deci nu mai merge la locuința domnișoarelor, nu se va mai atinge de vreun beneficiar. Potrivit constatărilor ce reiesc din certificatul medico-legal eliberat de SML Argeș, victima are lovituri în 8 locuri. Toate aceste leziuni traumatice au fost provocate prin lovire cu un corp dur. În ciuda acestor aspecte, nu a fost solicitat un consult de specialitate. Direcția pentru Protecția Copilului, instituția care coordonează activitatea centrului de la Ticveni, spune că s-a deschis o anchetă, iar vinovații vor fi sancționați. Am fost sesizate cele două fete care au fost lovite, sunt la centru la Ticveni, asistate, și într-una din serile trecute au fost agresate fizic de către un asistat din cadrul centrului. Toți beneficiarii cunosc regulamentul de funcționare al centrului. Faptul că nu este permisă introducerea băuturilor alcoolice, precum și consumul acestei băuturi în incinta unității, nici de către ei, nici de către salariați. Rămâne să facem o verificare, să facem o anchetă la fața locului, să vedem care au fost cauzele, cum s-a ajuns la pătrunderea băuturii în incintă. Victima a depus în final plângere la poliție. Oamenii legii din Curtea de Argeș au dispus deschiderea unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe, iar în urma stabilirii discernământului agresorului se va decide în ce măsură poate răspunde pentru faptele sale.